Condamnat la 7 ani de închisoare pentru îmbogățire ilicită, judecătorul Oleg Melniciuc rămâne în funcție și continuă să facă justiție. Curtea Supremă de Justiție a respins cererea Consiliului Superior al Magistraturii de a-l suspenda din funcție pe Melniciuc și și-au motivat decizia prin faptul că recursul nu avea la bază motive întemeiate. Judecătorul pe care l-am găsit astăzi la muncă a salutat decizia de a-l lăsa să activeze în continuare. Sentința instanței este ilegală. Eu tot v-am explicat. N-ar fi rău să citiți concluziile instanței și o să vedeți ce aberații sunt acolo. Echipa noastră de filmare l-a surprins pe Melniciuc azi dimineață pe holurile judecătoriei Râșcani, acolo unde activează. Magistratul însă nu s-a prea arătat disponibil pentru declarații. După părerea lui, toate acuzațiile care au fost aduse împotriva sa sunt nefondate. Dar cum vă pare decizia CSJ-ului? Absolut legală. Și a CSM-ului? Ilegală. Și asta s-a demonstrat. Dumneavoastră citiți din tăi luați ordonanța și vedeți ce am fost eu învinuit. Ce aberații sunt scrise acolo. Oleg Melniciuc este primul judecător din țara noastră care a fost trimis pe banca acuzațiilor pentru îmbogățire ilicită, iar mai apoi a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis. Asta, deși procurorii anticorupție au cerut 10 ani de închisoare. Sentința a fost luată în lipsa lui Melniciuc, a avocaților acestuia și a procurorului. Se stabilește în baza articolului 330 cu incile 2, alineatul 2, cod penal, pedeapsă sub formă de închisoare, pe un termen de 7 ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate în domeniul jurisprudenței pe un termen de 15 ani. Comentarii nu am, primesc singur să matematic și contest. Eu consider că sunt nevinovat și sentința este neîntemeiată. Mai mult nu pot spune nimic. Dosarul penal în care Melniciuc a fost judecat pentru îmbogățire ilicită a fost deschis în vara anului 2017 la solicitarea procurorului general pe atunci și a fost trimis pe masa magistraților de la judecătoria Chișinău. Timp de un an, dosarul nu a fost examinat și abia în decembrie 2019, Curtea Supremă de Justiție a decis strămutarea cauzei penale la judecătoria Neninoi, care a și emis sentința de condamnare. Potrivit procurorilor anticorupție, Melniciuc ar fi inclus falsuri în declarațiile sale de avere, iar cheltuielile lui au depășit venituri. Sentința însă urmează să fie aplicată abia după ce decizia va fi definitivă. De asemenea, a fost menținut sechestrul pe o parte dintr-un spațiu comercial și un automobil deținut de familia magistratului. Pentru mai multe informații și mai multe știri, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, TV8. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-ne și un like, faceți share. Vă mulțumesc!